Este vorba de un virus de tip, Doamne, cum arată serverul ăsta, bro, de ce e real, e incredibil cum a ajuns serverul. Lăsați-mi în comentarii dacă ați aflat ceva dubios în legătură cu cuvântul ăsta. Astăzi, fraților, vom continua să investigăm ce s-a întâmplat de fapt cu serverul nostru de Minecraft. Pentru cine nu știe, serverul meu de Minecraft, unde mă jucam cu prietenii mei, numit și Burger SMP, din păcate a fost hackuit. Ieri am intrat pe server și am văzut tot felul de chestii ciudate, dar ca să vedeți mai exact ce am găsit ieri, chiar vă recomand să intrați pe clipul ăsta și să vă uitați complet și după aceea să reveniți la clipul ăsta în cazul în care nu ați văzut deja ce s-a întâmplat. În clipul de astăzi o să vorbim în primul rând și cu prietenul nostru bun hackerul care o să ne dea mai multe detalii despre ce s-a întâmplat de fapt pe server și o să încercăm să aflăm cât mai multe chestii posibile și eventual să vedem cine este responsabil pentru toată nebunia asta. Și desigur că pentru a afla mai multe chestii va trebui să intrăm din nou pe serverul care a fost hackuit. Să sperăm că o să reușim să intrăm și să vedem în ce stare o să fie astăzi. Pentru că ieri era destul de ciudat. Așa că continuăm, fraților, toată nebunia asta de aventură ca să aflăm exact ce s-a întâmplat. Și voiam să vă mulțumesc foarte, foarte mult că vă uitați și sunteți alături de mine. Și cu ajutorul vostru chiar am reușit să aflu ceva destul de important care mie mi-a scăpat ieri. Dar voi v-ați uitat la clip și chiar ați observat ceva destul de Interesant. Ei bine, când am fost să văd care e faza cu serverul, am fost și în cafeneaua noastră de pe server, sau fost la cafenea pentru că acum arăta oribil, și am încercat să vorbesc cu clătituță care este cel care stă mereu la cafenea. Ceea ce nu am observat eu este că unul din semnele de la cafenea era schimbat și avea un mesaj ascuns pentru mine. Dacă vă uitați atent la poza asta, fraților, și o întoarcem, putem să observăm că scrie mesajul următor. Te văd, smiley face. Ok, sincer, când am văzut chestia asta în comentarii și m-am uitat și eu din nou pe clip, efectiv m-a trecut așa un fior și eram gen, bă, stai, ce, se întâmplă, adică pe bune. Automat chestia asta înseamnă că este cineva care mă cunoaște și face chestia asta intenționat, adică nu este un hacker random care a intrat și hackuiește un server de Minecraft. Iar acum, fraților, ca să aflăm mai multe detalii importante, urmează să ne conectăm pe un server secret pe care l-am primit de la prietenul meu, hackerul, și mi-a spus să ne vedem acolo, să ne întâlnim ca să-mi spună ce a reușit și el să afle. Așa că haideți să încercăm să ne conectăm pe server, să vedem ce știe și el și după aceea eventual să ne întoarcem și pe serverul nostru inițial pe Burger SMP, să vedem dacă s-a schimbat ceva astăzi, pentru că au trecut vreo 24 de ore de la ultimul video și sunt curios dacă serverul este la fel sau s-a schimbat ceva. Um, fraților, voi vedeți harta asta. Mă unde chemat, mă chema, mă hackerul? Ce se întâmplă? E doar închis? What? Uh, ok, asta da intrare, clasic hackerul gen. Bă, hackeri avem o mare problemă. Problema cu serverul și efectiv trebuie să vorbim chestii, mă, ce face asta? Iar mă, e la mișto. Bă, sunt chestii serioase aici la mijloc, ok? Chiar sunt chestii serioase. Da, mulțumesc frumos. Ia să ce zice. Luca, cred că sunt destul de sigur că tot ce se întâmplă acum pe Burger SMP este mai mult decât un virus. Da, păi asta voi și eu să spun. Și eu cred chestia asta și am aflat o groază de chestii, mă, ce, mă, mă, ce, bă, bă tu, tu mă la mișto acum, bă, hackere, trebuie să fim serioși și să vorbim serios acum, ok? trebuie să vorbim chestii serioase acum, nu -am mai lua la mișto, gen. M-am interesat pe formurile de hackeri pe care le cunosc, pe formuri de hackeri, iau, tu, oameni, și am aflat ce tip de virus avem pe server, ok? Este vorba de un virus de tip B34. Uh, sunt 34 de virusuri, uh, sunt atât de multe virusuri și chestii de-astea pentru serverii de Minecraft, ok, eu, eu nu știu chestia asta. Este destul de comun în lumea asta hackerilor și practic tot ce face este să învelească toată harta în bedrock. Păi asta am zis și eu? Mă, ce tot face asta? Bă, 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 ok. Cred că, cred că vorbesc eu cu vocile mele. Ce tot face hackerii dispare, apare. Ok, l-am înțeles, dar mulțumesc mult de burger. Bă, măcar mai primit cu un burger, dar care e faza cu serverul ăsta? Gen, de, ce, de ce, ai făcut harta asta sau care e faza? Este un server temporar ca să putem discuta puțin. După asta o să fie șters automat. Uh. Ok, păi și dacă e un server temporar gen nu pot să scriu direct pe chat, adică ar fi mai simplu, presupun. Nu este safe pentru mine să scriu pe chat. Am înțeles, bine mă, clasic, tu secretos Da, bine, probabil sunt chestii pe care eu nu le înțeleg și probabil chiar nu prea este safe pentru hackerul să scrie pe chat. Oricum voiam să spun că și eu am aflat o chestie pe care n-am observat-o ieri și mi-a spus-o lumea în comentarii că eu chiar cred că este ceva mai personal, eu nu cred că este un hacker random ăsta. Păi fii atent aici, în clipul de ieri efectiv am avut un semn pe care scria... Invers, te văd! chestia asta înseamnă că este ceva personal, adică nu cred că este un hacker random care a intrat așa pur și simplu pe server, adică cine știe, poate, nu știu, foarte mulți abonați au spus în comentarii de hacker 666, dar bă, nu știu ce să zic, că a trecut ceva timp de la hacker 666 scria invers, da, scria invers, de ce? Ce înseamnă asta dacă scria invers? Asta nu poate să fie bine, păi, sincer, și eu mă gândeam la același lucru, dar ce putem face? Putem să recuperăm harta sau să facem ceva în legătură cu asta, că e, e, e prea ciudat ce se întâmplă aici, adică efectiv era pentru este tot, adică tu ai văzut măcar clipul ăla, tu ai văzut ce era acolo pe server, e jale rău rău de tot. Aici vine partea ciudată, deși nu este un hack foarte puternic sau special, am găsit fișiere schimbate în folderul serverului la care numai eu am acces. Nu mai găsesc niciun backup și aveam sute de backup -uri. deci cel puțin cu harta nu mai avem ce face. Bă, nu pot să cred așa ceva, fără niciun mișto, deci nu, bă, nu pot să cred, nu există gen un backup pe care să-l fi avut în calculator sau, nu știu, altundeva unde niciun backup salvat nicăieri, doar acolo și nu mai sunt efectiv niciun backup. Wow, deci, wow, ok, chestia asta chiar e nașpa. De deci, ce apare în fraților? Se pare că munca noastră de pe server, de pe Burger SMP, adică munca noastră, tot progresul și toate chestiile de le-am făcut, bazele secrete, toate clădirile construite de Gigel Constructorul și așa mai departe, cred că s-au cam dus, din păcate. Aparent, momentan, nu cred că avem ce să facem. O să mă interesez, dar dacă și hackerul a zis că pur și simplu nu avem ce face, Habar n-am, adică dacă și el a spus că nu mai există backup-uri. La chestia asta, sincer, nu prea mă așteptam și nu știu ce să mai zic, adică, sincer, chiar mă cam demoralizează puțin. Habar nu am hackere, dar eu chiar cred că e hacker 666 care face toate chestiile astea, adică, bă, ceva se întâmplă, ceva în toate chestiile astea trebuie să fie cineva responsabil și sigur cred că nu este un hacker random, pur și simplu chiar cred că ori e hacker 666, ori e cineva care ne cunoaște foarte bine dinainte, habar nu am. Ceva este ciudat în toate astea, nu cred că are cum să fie 666, nu ar fi atât de prost cât să revină iar la hacking și să se ia din nou de noi. Bă, nu știu ce să zic, sincer. Chiar, Mă, ce, ce tot faci tu, om, Nu, deci chiar, chiar, nu știu ce să zic la faza asta, chiar nu știu ce să zic, fraților, nu știu, să-mi spuneți și voi teoriile voastre în comentarii, pentru că, bă, nu știu, e prea ciudat, pentru că, pe de-o parte, sună plauzibil de Hacker666, adică eu credeam că am scăpat de el, dar habar nu am care e faza, adică nu putem să distrugem pe cineva pentru totdeauna, gen să nu mai joace mai grav, presupun că nu prea e posibilă chestia asta, mai ales dacă e hacker sau chestii de genul, deci, da, eu credeam că am scăpat de el sau cel puțin că nu o să se mai ia de noi și acum văd chestia asta și acum nu știu ce să zic pentru că e singura persoană care îmi vine în minte. Hacker666 e singura persoană care îmi vine în minte care ar face chestia asta să ne distrugă absolut tot serverul și cu un hack, adică pe bune trebuie să fie cineva care se și pricepe la hacking și chestii de genul și habar nu am. Nu, am înțeles, da, de ce e ceva destul de putred de la mijloc, sincer Maxim ștergem serverul, să ștergem serverul Bă, nu știu, frate, că avem atâtea amintiri pe serverul ăla Bă, măcar dacă mai putem să salvăm, chiar și acum, cum e cu bedrock cu ăla și așa Măcar dacă putem să salvăm, gen, cum e în starea asta, știi, să salvăm harta sau ceva Este destul de riscant să mai intru prin setările serverului acum După ce am aflat că persoana asta are acces la tot Păi și nu putem să lăsăm așa serverul, că avem prea multe chestii, păi, adică au trecut o groază de sezoane, ne-am jucat atâtea clipuri, eu nu la serverul ăla. Oricum trebuie să intrăm ca să aflăm mai multe chestii, adică altfel cum putem să facem ca să ne dăm seama ce se întâmplă și cine face toate astea, nu știu, eu acum chiar asta am spus, că vreau să intru pe server să văd situația și tu acum îmi spui mie că, bă, nu putem să facem nimic și nu te mai atingi de chestie de pe server, cum funcționează chestiile astea? Exclus așa ceva, îți poți pierde contul pentru totdeauna dacă te prinde când ești online pe server și are acces la absolut tot. Păi eu am intrat și ieri pe server, adică N-ar fi o noutate, sincer, chestia asta Că intru pe server Acum sper că nu m-a prins online Deci tre stai așa, trebuie să fie și el pe fază Când intru eu pe server ca să poată să facă ceva? Da, ok Deci s-ar putea să fi fost safe, ieri Adică dacă nu era nimeni pe server când eram eu intrat Am înțeles, deci dacă Și dacă el este uh, cum ar veni pe fază Și eu intru pe server, pot să-mi pierd contul de Minecraft Pe scurt, ok Ah mă, ce putem să... Bă, trebuie să fie ceva să facem, mă, bă, hackere, tu trebuie să înțelegi că serverul ăsta e, e, un server de suflet pentru toată lumea. Și pentru mine, și pentru prietenii mei, și pentru abonați, și cel mai probabil și pentru tine. Adică ție nu-ți pasă de serverul ăsta ca să îl salvăm, să putem să facem ceva? Îți dai seama că da, doar că trebuie să acționăm cu grijă. Ok, bine, poate ai dreptate la faza asta, dar trebuie să fie ceva ce putem face, nu? Auzi, dar dacă ar fi să cumpăr un cont de Minecraft care să nu fie contul meu de Minecraft ca să nu risc să-mi pierd contul de Minecraft, ar putea merge chestia asta? Presupun că asta ar putea merge atâta timp cât nu apeși niciun buton sau ceva de genul pe server, ar trebui să fie ok. Nu are cum să-ți intre în calculator așa ușor. Păi presupun că chestia asta o facem atunci, adică nu putem să stăm degeaba. Eu trebuie să intru să văd care mai e faza cu serverul și ce se întâmplă acolo, ok? Atunci o să merg, o să cumpăr un cont de Minecraft și eu o să încerc să mă conectez pe server Pentru că nu, nu o să las situația așa Plus că lumea trebuie să știe ce se întâmplă pe server Eu trebuie să știu ce se întâmplă pe server Vezi ce face O să, o să intru chiar acum și O să văd să aflu cât mai multe detalii și dovezi posibile Și o să, o să ți le trimit după aceea pe Discord cel mai probabil și o să vorbim acolo mai multe Și ai grijă la capcane? Puff. Păi ce să mai, că tot serverul e o capcană, adică ce să mai și faci? Am înțeles, secare, hai că ascundem toate dovezile, șterge serverul ăsta, noi nu ne-am întâlnit niciodată și n-am vorbit niciodată și rămâne să vorbim pe Discord, presupun, rămâne să, să te ții la curent pe Discord cu tot ce se întâmplă, da. Cred că, cred că a plecat și am rămas eu cu vocile mele sau ceva de, bă, ce se întâmplă? Connection lost, server deleted Wow, deci el chiar a șters instant serverul pe care eram și unde am vorbit toate chestiile astea Ok, fraților, deci ați văzut ce a spus și hackerul în legătură cu toată situația asta Noi oricum suntem pe cale să aflăm cât mai multe chestii Deja începem să aflăm chestii, măcar știm care a fost faza că a fost un virus pus de un hacker pe serverul nostru de Minecraft Oricum chestia asta era clară de la început, dar măcar acum avem puțin mai multe informații Acum urmează să cumpăr și un cont de Minecraft și să încercăm să ne conectăm pe server să vedem ce se va întâmpla Întâmpla. Nu uitați să-mi lăsați în comentarii dacă vedeți orice ciudat pe clipul ăsta sau aveți orice teorie, chiar m-ar ajuta și ne-ar ajuta pe toți să-mi lăsați acolo în comentarii ca să ne dăm seama mai repede ce se întâmplă și cine ar putea fi în spatele la toată nebunia asta. Și acum presupun că tot ce rămâne este să cumpărăm un cont de Minecraft, că nu prea avem ce face. Ok, fraților, m-am conectat pe un nou cont de Minecraft ca să nu-mi pun la risc contul meu principal de Minecraft pentru că l-am de foarte, foarte mult timp și ar fi destul de păcat dacă s-ar întâmpla vreo prostie de genul să mi se fure contul sau chestii. De genul și putem observa că în continuare serverul este online, încă este iconița asta cu capul meu tăiat și cu alb negru foarte ciudat care s-a schimbat, ați văzut, s-a schimbat ieri în fața noastră efectiv iconița asta de când a fost hecuit serverul și vedem că în continuare este online, adică sunt 0 player din 100, haideți să vedem ce ne așteaptă pe server, dă doamne să nu se mai fi schimbat nimic, că până acum arată fix ca și ieri. Dacă harta a rămas la fel, măcar să rămână așa și să nu se strice mai rău, pentru că chiar mi-e foarte milă și chiar ne-am jucat foarte mult pe serverul ăla și poate așa putem recupera harta, măcar în starea în care a rămas ieri. Doamne ajută să nu se fi schimbat nimic. Haideți să vedem, fraților, rugați-vă să fie tot o mire pe server care nu se mai poate efectiv. E nebunie rău de tot, bă, frate. Ce se întâmplă? Vrea să mă bage sau nu vrea să mă bage? Hai, bă, o dată, toamne. Păi de ce mă conectează atât de greu pe server, bro? Oh my god, fraților, nu te cred. Du-te, bă, încolo. Uitați-vă cum arată. Deci s-a s-a terminat oficial s-a terminat deci nu mai are nicio șansă serverul ăsta nu mai are nicio șansă uitați vă și voi totul e făcut din bedrock Absolut fiecare părticică este făcută din bedrock Uitați-vă și voi Au rămas aici doar geamurile din casa mea și banca și chestii de genul Dar uitați-vă și voi full bedrock Toată casa e bedrock, peste tot e bedrock S-a terminat, ești nebun Doamne, uitați-vă cum arată casa mea pe dinăuntru, bro No, deci gata, nu mai Chiar speram să putem face ceva în legătură cu serverul Dar uitați-vă, bro, ce... No, deci nu te cred Las-o colo de treabă, bă Bă, deci să strice și serverul ăsta Las-o încolo, deci chiar Deci chiar nu-mi convine De, Bă, pe bune, what? Doamne, uitați-vă cum arată tot și copacii Mai încolo și tot Ce chestia asta aici, brost? Ce se întâmplă cu serverul? Ce s-a întâmplat? Sunt foarte curios dacă mai am baza mea secretă. Wow, ok. Deci nici măcar bazele secrete nu cred că mai sunt. Uitați-vă și voi că s-a dus efectiv tot. Nici măcar nu pot să mai intru. Dar Știți ceva? Și dacă puteam să intru efectiv nu avea prost. Pentru că uitați-vă ce s-a ales de harta asta. Adică, pe bune. Doar uitați-vă cum arată casa Anei, bro. Adică, what? Uitați-vă și voi. E full bedrock. Totul e făcut din bedrock. E efectiv și în interiorul și peste tot. Uitați-vă și voi. Scările sunt bedrock, bro. Da, cam asta a fost și cu casa, ne presupun. Casa lui Mariusica nici nu mai spun că e direct palat din bedrock. Adică la el chiar totul e făcut din bedrock. Mare niște frunze și atât, atât a rămas. Uitați-vă și voi. full bedrock totul. Doamne, cum arată serverul ăsta, bro. De deci, ce e ireal. E incredibil cum a ajuns serverul. Și se continuă până la poliție, bro. Uitați-vă și voi. Doamne, ferește. Bă, ce a ajuns frate serverul ăsta Bă, măcar poliția e ok înăuntru What, Lorena? Bro, Lorena era aici data trecută Bine, avea corpul jumătate în bedrock Dar acum, bro, what, e full bedrock aici Fix aici stătea ea Stai puțin, oare... Bă, Bă, stai așa, oare toată lumea dă pe server care stă... Stai așa un pic. Nu-mi spune, deci nu-mi spune, nu te cred, bro, uite-te și tu. Deci, efectiv, toată lumea a ajuns bedrock, bedrock. Adică nu mai avem, nu mai e nimeni pe server acum. Bro, ce se întâmplă? Deci, dacă și clătituță, eu nebunesc. Deci, eu, eu nebunesc, efectiv, uitați-vă și... no, 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 no. deci e, prea greșit, efectiv, ce se întâmplă pe serverul ăsta. no, deci îmi pare rău, fraților, dar uitați-vă și voi cum a ajuns totul. Adică, efectiv, sunt rămășițe, e doar bedrock, efectiv, totul. Nu știu dacă mai putem să mai facem ceva, să mai salvăm harta. Stai un pic. Asta arată dubios de bine pus aici. Și are pereții ăștia din bed. Bro, ce se întâmplă? Aici erau regulile orașului. What? Um, fraților, ce e chestia asta? Vindicabo. Ce vindica? Mă, ce limbă e asta? Ce se Bă, 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 ce e asta? Ce carte e asta, bro? Um, da. Ok, poate cineva să-mi explice ce se întâmplă pe serverul ăsta că eu o să nebunez, gen. Efectiv, în nebun. Ok, știi ceva, eu nu mai stau aici, deci vreau, vreau de urgență să aflăm care e faza cu asta. E scris invers ceva? Mă, ce asta? O, oh, ba, chi... Nu e scris invers. Mă, ce asta? Ce e asta, bro? Ok, deci deja chiar mă sperie. Mă sperie prea rău serverul ăsta. Ok, cred că sincer e de ajuns pe astăzi. Cred că e de ajuns pe astăzi ce am văzut pe aici. Serverul clar nu mai are scăpare. Nu știu dacă putem să l mai readucem pentru că nu mai avem backup-uri, dar efectiv vreau să văd care e faza cu cartea asta. Deci fraților, nu știu dacă puteți să vă interesați să aflăm cumva ce e chestia asta, o să mă interesez și eu habar. Nu am. Lăsați-mi în comentarii dacă ați aflat ceva dubios în legătură cu cuvântul ăsta sau absolut orice. Eu o să continui să investighez să vedem care este faza, v-am spus eu sincer, chiar îl suspectez pe Hacker666. hacker 666. Hackerul bun spune că nu crede că este el, dar habar nu am. Trebuie să găsim mai multe detalii și mai multe chestii despre chestii chestia asta pentru că deja devine prea creepy ce se întâmplă aici și uitați-vă ce s-a ales din serverul nostru și bă chiar e păcat frate, chiar ne-am jucat pe serverul ăsta o perioadă bună de timp și chiar credeam că ăsta o să rămână serverul, dar uitați-vă și voi ce ci... Doamne, ce se întâmplă, bă, aici? uita te și tu. Efectiv, totul e bedro, bro. No, mai gata. Bine că am intrat pe contul ăsta fake. Uitați-vă și voi pe chat. Deci nu este numele meu. Este efectiv un alt cont ăsta. Nu este contul nostru normal, pentru că n-am vrut să-l risc. Acum, nu știu, o să vă țin la curent dacă se întâmplă ceva cu contul ăsta. Cam asta cred că a fost, fraților, și cu investigația de astăzi. Eu o să văd ce pot să mai aflu și eu. o să vă țin la curent zilele astea cu serverul. Să vedem dacă se mai întâmplă ceva sau ce se întâmplă. Dar da, ciudat rău de tot și oricine face chestia asta o face cu un motiv și vrea să ne sperie pentru că eu nu-mi explic mesajul ăsta complet random așa, nu, asta nu este un hacker normal sau nu este o chestie normală, nu cred că se întâmplă, chestiile astea sunt efectiv făcute intenționat de cineva, ok, deci ceva, ceva se întâmplă, nu știu, lăsați-mi teoriile voastre neapărat în comentarii și cred că noi o să ne auzim pe data viitoare pentru că pe mine mă sperie prea rău chestia asta și efectiv o să ies de pe server și o să văd ce o să mai aflăm în următoarele V-am pupat, eu am fost burgerul vostru preferat cu un episod puțin mai ciudat și puțin mai nu atât de fericit din păcate, dar în același timp e destul de interesantă situația și chiar vreau să aflu mai multe, adică nu știu, spuneți și voi părerea voastră în comentarii dacă vi se pare interesant ce se întâmplă, dar este și foarte scary în același timp, habar nu am, ne auzim pe data viitoare, fraților aveți grijă de voi și spuneți-mi neapărat în comentarii părerile voastre, teoriile voastre și toate chestiile astea o să încerc să trec prin toate comentariile, pupat, ne auzim pe data viitoare, papa! Pa.